Așa? Bună seara pentru consumatori și pentru partenerii IRSAG. Astăzi o să punctăm la creionarea companii, cine este Iersag, de când este pe piață, ce produce, în ce condiții produce, de ce sunt produsele Iersag căutate, întrebate, solicitate, cum le putem cumpăra și noi cu reduceri, cum putem beneficia de cadourile pe care le oferă compania, cum putem face din asta o afacere sau dezvolta afacerea ca fiind a noastră. Despre asta și despre mai multe momente importante o să discutăm astăzi. Deci Ersag este o companie turcească, este pe piață din 2002, inițial a fost o companie cu business clasic, după s-a extins, are șase fabrici astăzi, are laboratoare certificate internațional, are întreg ciclul de producție, adică și... Cresc plantele medicinale, ambalaj biodegradabil, au echipă de savanți care gândesc, creează, elaborează produsele. Deci, când zicem de o companie care are ciclu închis, asta înseamnă, de fapt, că ea ține pulsul pe calitate. Că nu poți să zici, a, nu am. O calitate pentru că X sau Y nu mi-au oferit materia primă de calitate, nu. Deci Iersag este uh, responsabil de tot ceea ce face, iar ceea ce face, face bine, uh, semn că are 43 de certificate internaționale de calitate, printre care uh, GMP, ISO... Ieco uh, și HALAL, o, deci unul din, din uh, eu știu, certificatele cu greutate pentru că lumea arabă nu pune uh, mâna, nu pune gura pe niciun produs dacă el nu este certificat uh, HALAL. Astăzi, compania, deși este oficial din 2006 în uh, Germania, cu două reprezentanțe și cu două depozite mari care uh, livrează în toată Uniunea Europeană, în Statele Unite, în Canada, în uh, Anglia și în alte țări. Uh, la noi, Iersag a ajuns prin refugiații din Ucraina pentru că aceste produse din nucă de pun odată ce le-ai folosit, nu, nu, mai poți fără ele. Deci nu mai intri în zolușca sau în casa curată, le cauți sau le iei cu tine acolo unde mergi. Așa au făcut și ucrainenii refugiați și iată așa au început să promoveze aceste minunate produse, de altfel sunt unice în lume, pentru că au la bază nuca de săpun. Nuca de săpun este un copac care crește în India și Indonezia. Băștina și macine sau fac un fel de pulbere din, din coaja de nucă și o folosesc la copii din prima zi de naștere. Este un antiseptic bun, oprește sângele, deci dezinfectează, rezolvă problemele de piele, spală bine, spală rufele, deci este extraordinară. Astea fiind spuse, parcă vrei să întreb, ok, și noi cum și de unde le cumpărăm? Noi le putem cumpăra ușor dacă devenim fii un consumator inteligent, fi un partener, ne urmăm recomandarea unui prieten care are un număr de Iersag, folosind numărul de Iersag am intrat pe site-ul Iersag din Ucraina, ne-am înregistrat, cumpărăm din Ucraina cu livrare oficială la Chișinău, vine o dată la 3 săptămâni, o la 4 săptămâni, vine mașina încărcată de la depozitul din Ucraina, vine în Cheșinău, fie printr-o cerere, Moldova și doar Moldova este privilegiată sau răsfățată pentru că în țara vecină fiind război avem posibilitatea și accesul să intrăm pe site-ul direct al producătorului turc și să facem cumpărături direct de la producător. Asta se face printr-o cerere la superiorii Iersac din Ucraina și suntem transferați pe Turcia. Uh, clar că peste 300 de produse sunt pe site-ul producătorului, în Ucraina sunt mai puține, dar uh, iar depinde ce, ce ne dorim. Astăzi compania își direcționează sau își desfășoară activitatea în trei direcții: sunt produsele pentru curățenie a casei și pentru îngrijire corporală din nucă de săpun deci praf de spălat, clătitor, șampon, gel de duș, soluții concentrate pentru curățenia generală și toate suprafețele tari, soluții pentru baie viceu, pentru veselă, antigrăsime și antipietic care este preferata mea. Așa, altă direcție este frumusețea, deci cremele pentru față, pentru corp, loțiunile tonice, serumurile care nu, nu au concurență, deci serumul cu vitamina C, cu colagen, cu acid hialuronic chiar opresc timpul în loc. Și altă direcție, așa foarte se dezvoltă acum cu și uh, gigantici, pentru că aproape la o lună, la două apare un produs nou, deci este sănătatea. Suplimentele alimentare, vitamine, minerale și tot ceea ce ține de uh, imunitate, de întărirea sănătății, de cafea terapeutică, că acum vine un un produs nou pe piață, adică la nivel, eu tendință la nivel internațional, nu doar să fie un produs, iată cum e cafeaua, care îți dă un plus de energie și îți, eu știu, liniștești creierul cu tu ți-ai luat doza și ești așa în forță și în putere. Nu, ele mai aduc, cafeaua deja este acel taxiu, care aduce cu el în, în corp la celulă aduce nutrienți necesari, aduce un plus de sănătate, de fapt, deci sănătate și energie. Produse sunt multe, produse sunt chiar foarte bune și, cum am mai zis, odată ce ai folosit nu poți să nu îndrăgești sau pe toate sau câteva din ele, dar odată ce le-ai îndrăgit, nu poți să nu-i spui vecinii, prietenii, colegii, familiei, dacă ne dorim să fie și ei sănătoși și să fie bine dispuși. Deci, când am intrat pe site, adică când am primit acel ID sau acel număr de ersag personal, imediat avem o reducere de 20% pe viață, la toate produsele de pe, de pe site. Asta e foarte bine. Plus la asta, și eu cred că e cel mai frumos în, în toată afacerea asta, sunt cadourile. Deci, la fiecare comandă, producătorul te lasă să accesezi platforma de cadouri și să pui în coș din lista afișată. Și de multe ori, această aceste cadouri sunt egale sau mai mari, puțin sau mai mari chiar foarte mult decât cumpărătura propriu-zisă iată este aici Dina și o să confirme cum noi eram la o terasă în Chișinău, ploua cu găleata, noi așteptam să se potolească, să putem ajunge la mașină și în timpul ăsta îmi scrie Angela, Angelina Cotler din Ucraina, e ultima zi din lună, Galina, ai nevoie de 42 de puncte ca să obții reducerea personală maximală de 33%. Eu zic, nu, nu am nevoie, eu am intrat ca și consumator, m eu mă mulțumesc și cu 27, e zice bine. Și cum ziceam, dacă ploua și nu aveam uh, cu ce ne ocupa, am zis, hai să văd ce înseamnă, uh, ce înseamnă 42 de puncte. Am pus în coș niște produse până am ajuns la 42 de puncte și culmea mai jos, în bara verde, era scris că am 42 de cadouri. Am pus în coș da. doar creme, doar creme ca să fie mai ușor de adus, pentru că dacă nu este oficial în Moldova, noi plătim pentru fiecare kilogram. Deci atunci era 160 de euro ce aici eu să plătesc sau 3200 de lei. Dina, fiind alături de mine, a calculat imediat cât costă acele cadouri, că era simplu. 3 creme le-am mulțit fiecare cu 14, că atâtea trebuie să iau. Da creme tre 14 bucăți și a zis, tu nu poți, tu nu poți finaliza, de ce? Păi tu nu vezi că e zboi în programe. Cum tu să plătești 3200 dacă a două ori să fie de 10.500 nu știu câți lei? Și pe mine cred că asta și m-a motivat. Când eu am zis, ok, zboi, de ce? Da, ei zice, păi nu vezi că plouă. Păi plouă la Chișinău, dar în Turcia ce legătură are? Și ei zice, ai să vezi, nu finalizat, nu poate fi adevărat. Pentru că noi, noi, nu făceam atunci, nici nu avem de gând. Noi eram consumatori privilegiați și asta ne aducea satisfacția uh, suficientă. Și atunci am zis, ok, hai să văd dacă e zboi sau nu e zboi. Am finalizat comanda și uite așa m-am pomenit. Deci am plătit 3200 dacă cadourile au fost de 10.500 și niște bănuți. Adică, cu cât e mai mare comanda, cu atât mai mari sunt cadourile. Eu încă nu am întâlnit o altă companie uh, care să, să fie atât de generoasă. Pentru că suntem noi mari, dar până o la urmă, zi. în suflet, toți copiii sunt, suntem și ne dorim. Iată, ne bucură aceste cadouri. Uh, deci, cum am zis, orice am alege noi. Fie să fim consumatori privilegiați și să avem 20% reducere pe viață, fără obligațiuni lunare, cumpărăm când vrem, ce vrem, cât vrem, noi, de fiecare dată, o să avem acces la platforma de cadouri. Asta e unul. Pentru cei care vor mai mult, Există încă o reducere personală de la 10% la 15%, la 21%, la 27% și la 33%. Cea mai mare reducere e 33% și atunci ești lider cu această reducere de 33%. E simplu de tot. Eu mai, e, mai generos plan de marketing și mai simplu e, să te simți, poate nu simplu, dar confortabil și în calitate de consumator și în calitate de partener, eu n-am întâlnit altă companie. Dacă voi cunoașteți alta, eu merg mâini acolo să o descoper. Deci, în concluzie, orice am alege. Consumator e, inteligent, sau afaceri la cheie, cu Iersag avem doar de câștigat. Eu sper că în linii mari am atins, așa am punctat ce a trebuit să spun. Acum tare aș fi recunoscătoare dacă cineva din dumneavoastră ar veni cu un testimonial și o să o rog pe Dina, dacă nu s-a dus departe, să vină ea să-mi spună de ce Iersag, de ce a rămas în Iersag, mai bine zis. Bună seara! Bună. Ca tare nu eram gata pentru testimoniale în această seară. De ce ERSAG? Eu, când Galina mi-a povestit prima dată despre ERSAG, deci cel mai, cum să zic, lucrul care m-a atras cel mai mult la această companie a fost faptul că Toată această, toate aceste produse pe care le face compania Iersag sunt fără chimicale Și foarte mult încă m-a impresionat faptul că tot, tot ce vom folosi, prafuri de spălat, de îngrijit casa De una că nu ne vor afecta pe noi, familia, corpul nostru Organele noastre interne nu va afecta nici natura care ne înconjoară. Pe mine, de exemplu, foarte mult mă interesează ce fel de planetă o să lăsăm noi urmașilor noștri. Asta m-a impresionat foarte mult și vreau să vă spun că de atunci, de un an și patru luni aproximativ, eu în casa mea practic nu mai folosesc. La bucătărie, detergenții, cu fosfați, nu mai folosesc în baie, nu, nu folosesc în general. Uh, multă lume spune, eu nu pot să cumpăr acum iersag pentru că am foarte multe rezerve de tot felul și de prafuri de spălat și uh, șamponuri, gel de duș și așa mai departe, pastă de dinți uh, pentru bucătărie veselă. Eu toate le-am depozitat în uh, subsol. Eu aveam și eu ca toată lumea, aveam rezerve, aveam foarte multe, dar toate le-am dus și le-am depozitat în subsol și de atunci practic nu mai folosesc. Pe la farmacie trec foarte rar. Deci eu am toată cosmetica, pot să vă arăt că am aici o cremă pe care mi-a dăruit-o sora mea, și din momentul în care mi-a spus că costă 50 de euro și e foarte bună și e foarte scumpă și te dănsa o ajută foarte mult. Dar eu din momentul în care am început să folosesc Chersaga am uitat de toate cremele din farmacii și de la alte firme. Sunt foarte, foarte mulțumită. Uh... Mă atrage și chestia asta cu cadourile, deși sincer să vă spun, uneori îmi să anumite produse, dar compania te încarcă cu atâtea cadouri că nu mai știi ce să faci cu ele. Adică știu că eu fac și eu cadouri în continuare la mei. Exact. Uh, De asta și să fac da. cadourile, ca noi mai departe, la rândul nostru, să promovăm făcând cadouri. Da, eu fac foarte multe cadouri și um, acum am posibilitatea, pentru că sunt de mai de mult, să fac seturi întregi. Dacă îi dau omului, îi dau totul pentru corp, dacă îi dau omului, îi dau totul pentru față, cu șamponuri, cu um, crema pentru păr, care este un, gel, un gen de balsam. Dacă îl ții două minute și este ca o mască dacă o ții 5-6 minute pe păr, sunt niște produse extraordinare de care eu sunt pur și simplu îndrăgostită și de care astăzi chiar vă spun sincer că nu îmi imaginez că m-aș putea lipsi. Mi-am construit în timp și o mică structură, am la ora asta patru lideri sub mine, ba chiar mai mulți, dar deja liderii mei au liderii lor. Se construiește acest business foarte ușor pentru că este despre produse de calitate pe care ori le cumperi de la magazinele noastre ă, tradiționale, ori schimbi pur și simplu magazinul și le cumperi de aici. Așteptăm cu nerăbdare să se deschidă Moldova ca să ne vină produsul gratis acasă și dacă aveți întrebări. Cu mare drag răspund, pentru că nu m-am pregătit la o temă anume, cam asta aș fi avut de spus astăzi. Da, mulțumim, Dina. O să mergem tot pe calea asta de baie rece și o să-i oferim microfonul Vioricăi Munteanu, un lider de la Glodeni. Viorica, de ce Iersag și dacă ar fi să pleci undeva pe o insulă nepopulată, ce, care sunt acele trei produse Iersag pe care le-ai luat cu tine și de ce? Bună seara! Doamna Galina, dumneavoastră chiar ne puneți așa la examen din prima. Așa-i, așa rămânem tinerele, ne ținem în tonuți. Da, da, da. Eu nu eu... am, Viorica, scuze, eu nu am da. camera că nu am rezolvat-o, dar tu dacă o ai, da. pornește o să te vedem. Ei, nu m -o mai vede mă mai vedeți. Ai bine, mă pornesc. Pornită, da. da, da mă bună seara. Seara. Ce să vă zic? Eu când povestesc cuiva despre produsele Irsag, am așa un feedback din partea la fete, toate îmi spun, tu așa vorbești cu un entuziasm, mă ochi strălucesc, se vede că îți place. Zic, da, Hitler, chiar îmi place. Adică eu am avut dragoste la prima vedere. Pentru mine compania asta a devenit, nu știu, a devenit ceva foarte, foarte apropiat pentru mine și pentru toată familia. Eu am înlocuit toate produsele din casă, nici nu m-am mai uitat la, cum zicea doamna, că avea rezerve, nu m-am mai uitat de fel la rezervele mele. Din, din prima am schimbat totul la bucătărie, la baie. Sunt cei mai buni prieteni toate produsele acestea la mine în casă. Cred că niciodată nu o să mai schimb și sunt foarte mulțumită. Nici nu știu ce să vă zic. Ce ai descoperit păi. tu din proprietățile nucilor de săpun? Iată care din produse te-a ajutat într-un fel anume, adică nu nu neapărat la ceea ce el e destinat să facă. Iată eu, de da. exemplu, astăzi am am avut deci un, un, un așa un eveniment, trebuia să mi așez părul și am scăpat ondulatorul deci pe pe gât, chiar mai jos, și m-am fript. Ghiciți ce am făcut? Imediat, în secunda 2, ce am putut să fac? M-am fript. Deci nu Așa. am pantien și n-am alergat la farmacie, evident. Pentru asta există gelul de spălat farfurii. Iată, este da. cel mai bun medicament. El potulește imediat roșața. El nu, nu, nu te frigi după asta. Și eu tot stau și tot periodic mă uit dacă nu s-au făcut bulișoare, da, bubițe de astea, de. nu s-au făcut. Și eu, nu prima dată, deci a doua oară folosesc gelul de, de vase în așa problemă. Am mai folosit banio cel violet, care e cu apă oxigenată, când m-am tăiat cu cuțitul la buricul degetului. Am stropit că eram la fica mea și ei zice, mama, eu am iod, ce faci? Deci să vedeți cum s au oprit sângele, pentru că așa cum a curs la vale, așa, firișor, el s-a uscat. Imediat, deci este unul din cele mai bune antiseptice pe care le-am întâlnit și dacă nu ați știut, el este primul produs pe care l-a lansat compania când dezvolta Business Classic. Acest produs a fost ca antiseptic introdus în farmaciile din Turcia, de aceea el are și un certificat medical care demonstrează puterea lui asupra la 14 virus și bacterii. Deci de asta când te doare gâtul, poți să dizolvi un pic și să faci gargară, îți la un pahar asta de apă pe caldă. Pe da, uh, ai probleme la picioare, pinteni, uh, crăpături, ai făcut băițe la picioare și ai turnat-o în căpăcel, l-ai șters bine, uh, ai uns cu una din creme, nu mai contează care, ele toate au uh, efect terapeutic. Adică produsele sunt colosale. Dar tu Adivă. mai zi, oricum, când închizi ochii, ai trei produse care au dat rezultat. Zi! Eu tot am folosit banii în, în, eu deci în, în alte scopuri decât sunt destinate, este destinat el. Am făcut tot clătituri, mă durea tare gâtul chiar răcesem o perioadă. Și mă durea gâtul, dar zic, dacă eu nu frecventez farmacie de acum de șapte luni, nu mă mai duc la farmacie, n-am mai cumpărat un medicament, n-am mai băut un medicament, căutam ce să fac. Și iarăși sora mă sfătuit, zic, că ai fă niște clătituri cu baniu. Am făcut clatituri cu baniu. Cred că era tot spumă, în gargare, da, era tot spumă așa, dar două zile am făcut și chiar mi-a trecut, chiar nu a mai fost necesar să mai folosesc altceva. Nu dinții? știu? Dinții nu-i speli? Nu mai zic cum spau dinții, doamna Galina Eu am încercat A, cu fi. celălalt A, de baniu de și Mie nu-mi place multul acela al albastru e... M-am obișnuit cu asta cu apă oxigenată Da, 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 da Am încercat, am încercat și dinții pleacă, mă rog <laughs> Ce să mai zic? Nu știu ce să zic. Eu am descoperit... Să de de... suplimente dacă folosești. Da, sau descoperit. te e opri doar la... la, da. La nu, nu. Eu, eu, folosesc suplimentele în, în măsuri foarte mari. Uh, am folosit uh, capsule de pojarnes, da? Zveroboi. Zveroboi, da. De uh, acum a, trei, a treilea flacon în consum. Îl uh -huh. <laughs> beau chiar, chiar îmi place, chiar mă ajută, chiar aveam probleme cu somn, nu aveam probleme cu stările de stres, anxietate și de toate, dar mă simt mai bine, simt că m-am liniștit, chiar îmi place. Magneziu. Sunt eu, tare, tare, eu îți mai recomand magneziu. Ne am anun folosit ne anunță, zoom ne anunță zoom cum mai avem 10 minute din acest moment. Ah, de să mai vorbește cineva, fiindcă eu chiar sunt un fan înrăit a companiei și a, to a tuturor produselor. Așa că dacă Așa. vine vorba, spun ceva, nu mai cuvinte de laudă, să zic. Asta. Să mai foarte, zic cineva, ceva. Foarte bine. Da. Iată eu văd acolo sus în colț Elena Șoimu este din Germania. Doamna Șoimu, dacă ne ascultați, deschideți microfonul și spuneți-ne cum cum sunt produsele Iersag? Dacă le folosiți, dacă vă plac, Bună dacă seara. vă plac, de ce? Bună seara! Da, produsele din Iersag îmi plac, le folosesc și chiar aici am făcut o comandă, dintre care am făcut pentru cineva, dar mi-am luat și mie, fiindcă la Germania eu le primesc drept, că gratis, le primesc o leacă mai repizor, Uh, tot îmi place. Numai, e ca tot lucru care nu vine produs mai repijor, asta. Dar, da, restul în, Germania, ce... cred că le-ați primit a treia zi. Cel a, mult. a treia zi, da. Pentru că eu a în, a rea, în, Spania, în Barcelona, no. în Barcelona, a treia zi dimineață, la 9.25, a sunat curierul la ușă. A așa și la noi. Vine um, la ușă, le aduce la... Cât mai repede ați putut să, să, le așteptați? E foarte bine a treia zi. E perfect, pentru că noi le așteptăm trei săptămâni sau o lună ca să vină fie din o Ucraina, fie din Turcia. O lună jumătate. Poftim? Galina, dar, dar asta nu e problemă. Problema că produsele sunt foarte bune, sunt ecologice. Îmi place că știți, și parfumul lor tot parcă e un parfum foarte frumos și extraordinar. E super, e super. Și fără alcool? Deci ați luat fără alcool sau cu? Că iau și fără, fără. alcool. Fără alcool. E, și produsele, bărbatul îi folosește, eu îi folosesc, vă spun că la Germania ne-am luat tot mult. Aici când am fost, am făcut prima comandă, am avut, am luat de aproape 4.000, am avut 21 de cadouri, uh -huh. am zis că mai multe astea și în Germania tot așa, multe cadouri tot așa primesc și când am socotit cadourile cu produsele cât costă, de numai de 2 euro. 2 euro pentru că ați ales așa, că dacă aveți să alegeți ceva, la sigur, erau peste. Eu primili trei luni... Eu, primele trei luni, totdeauna, după ce finalizam comanda, încercam să scot codurile la cadouri și să fac, să simulez o comandă separată, ca să văd suma care a fost. Și da, depinde acolo ce, dacă îți alegi un oliv, de exemplu, și nu alegi un litru de banioa, e clar că o să fie mai mic cadourile. Adică, tot depinde de ce alegem. Dar faptul că sunt eu, cadouri am... generoase, nu discutăm. Da, mulțumesc. Eu sunt foarte satisfăcută. Zic că, uite, unde mai este așa ceva, să primești produsul uh, și ai atâtea cadouri care se deferă produsul atât e de scump și de bun. Numai 2 euro am plătit pentru produsul care l-am cumpărat, plus încă cadouri. Nu, mm. de două de ori l-am cumpărat produs de 200, drept că am luat de 285 de euro și, și produsul, cadourile, tot atât costă. Diferă numai, diferă 2, 2, 2, euro. 2 euro. Zic, 2 euro să iau eu atâtea cadouri și atâtea produs. Asta e excelent de bun. excelent. Deci eu când am făcut comanda de pe numele fiicei mele în Barcelona, a fost de 270 de euro comanda. Dintre care 70 de euro mi-au revenit mie e, ca bonus. Deci, dacă da, răspundem că tot mama a plătit, am plătit 200 în loc de. Așa că da, da, da. bonusurile tot sunt foarte mari. Mulțumesc! Mulțumim frumos, doamna Șoimu, și promovați, promovați, transmiteți și nemților că există asemenea produse chiar acolo, în vecinătatea lor. Da, noi avem, eu am mulți prieteni care au luat mai înainte ca mine, eu n-am știut și ea nu au spus. Au spus cuiva, dar la urechile mele nu au auzit. Hmm. Cum s-a spus, eram într-o adunare, că eu sunt martorul lui Hova și noi avem adunare foarte mari dar la urechile, știți, în adunare nu se spune. Dar totuși pe urmă am auzit. Dar eu de acum avem contractul. Așa, bine. Mulțumim frumos. Aliona, tu ești foarte activ, promovezi, consumi. spune mi te rog, care sunt cele trei top produse îndrăgite ale tale? Aliona, doagă. Dar deschide microfonul. Deschide microfonul. Nu te auzim. Deschide microfonul. Nu. Nu s-a deschis. Dă clic pe microfon și el se deschide. Nu vrea. Nu vrea. Până rezolvi tu, cine e din cei prezenți, că nu vă cunosc pe toți, Galina, am vrut da. să mai spun două cuvinte pentru sponsora mea. Da. Doamna Dină. Este o doamnă excelentă. Mă mândresc cu ea. Este o doamnă excelentă. Îi mulțumesc <laughs> ei foarte mult pentru că m-a invitat în această companie. Frumos, frumos. Așa, noi toți trebuie să fim uh, într-un fel recunoscători persoanele care ne-au spus, care ne-au dus de mânuță, care ne-au arătat... Uh, cum să punem în coș și mai ales cum să alegem cadouri Doamna Esfira, dumneavoastră ați reușit să primiți produsele ați reușit să le testați Nu, eu încă n-am făcut comandă, dar am vrut chiar să vă pun o întrebare acum Dacă compania dă atâtea cadouri să, să așe mult în plus față de suma care ați cheltuit-o Care e rostul companiei, da? Așa ne-am da, întrebat și ei, noi Deci ne-am întrebat și noi nebate. Da, deci uitați-vă Compania este de mulți ani pe piață Este multimiliardară Da? Felul de a fi al turcilor o larghețe de suflet Generozitate, dărnicie Uite așa e și compania asta Doi, iată așa ales Compania nu cheltuie bani Pentru a, a investi În reclamă și a promova compania uh, mulțumește oamenilor care fac lucrul ăsta, care folosesc, le place și transmit mai departe, prin cadouri, prin bonusuri. Uh, e frumos? E frumos. Ați mai întâlnit asemenea companii? N-ați întâlnit. Vă place să primiți cadouri? Ne place. Iată ce aici trebuie să facem, să facem noi mai departe, cadouri ca să... Transmitem, să promovăm, să povestim lumii despre Iersag, un producător turc care este responsabil, care protejează mediul pentru că tot ce face el este bio, eco, organic, inclusiv și ambalajul care este biodegradabil. Așa că, da, în primele două, trei luni și noi ne punem așa întrebare, ce câștigă această companie dacă ne dă atâtea? Eu cred că, că, că atare, câștigă... Mă scuzați, dacă atare întotdeauna știți, este așa un proverb, că ăsta, nu, Biscoat dar mă voi de... și în în tot cum plani. Asta e mentalitatea de... noastră, așa noi obișnuim no. să gândim. Trebuie să ne schimbăm mentalitatea. Pentru că un, un om bogat sau o companie bogată, nu cât îi trebuie ca să, să înflorească mai departe. Dar ea înflorește tot pentru că are parteneri, pentru că are consumatori care apreciază produsele, care folosesc produsele și care le promovează mai departe. E De posibil să Reclama se închidă imediat. Deci, posibil să se închidă această sesiune imediat, că zici că ne a rămas mai puțin de un minut. De aceea eu vă mulțumesc că ați reușit să veniți. O să facem din zilele de marți sau joi, o să facem o obișnuință și o să ne întâlnim să discutăm fie despre companii și produse sau despre momentele de lucru, da? de la cum înregistrăm persoane noi, cum punem în coș, cum selectăm cadourile, cum finalizăm comanda. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă zic seară bună și să auzim numai salutare, de bine. Salutare, salutare, e că cred să ea că, s-a deschis.